parti di solidariedade, mas muito voluntariado. Așa cum pomul fără de sine nu poate prețui, așa nici noi, administrația publică locală, eu în calitate de elev local, nu pot să fac lucruri oneste, să progresez în comuna, dacă nu am susținere de la societatea civilă. În cadrul comunii noastre, sunt mai multe organizații non-guvernamentale, care sunt altele mai active, altele mai puțin active, care în mijlocit contribuie la rezolvarea multor probleme, cei ce țin mai mult din asistența medicală, socială, anume a persoanelor etate și alte categorii de persoane. Eu, în mijlocit, sunt beneficiarul respectivului proiect, adică doamnele ne-au măsurat tensiunea și ne-au recomandat să-mi dea mai mult vin roșu. În rest, și îți răspund. Singur am văzut condițiile sau modul următor de viață, sincer să fiu, nici 50% din respectivul regim nu îl respect, ținând cont că așa suntem noi moldoveni, ținând cont că azi, mâine, să ne uităm mai târziu și părere rău, poate la un moment dat tot fiind beneficiarii acestui proiect sau fiind duși în crescuta respectivă. Dar ca să nu se întâmple lucrurile astea, pentru asta suntem noi, acești organizații locale, acești organizații societății civile, care împreună vom putea reuși